Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vă arăt ce v-a ieșit la Fecioară. Haideți să vă arăt aici. V-a ieșit câinele întors, care înseamnă că... Aici. Înseamnă câinele că sunteți... schimbați prietenii de-a lungul vieții, da? 6 luni pe viață e poza. Schimbați prietenii că se mută, că se căsătoresc, că... Deci viața vă despartă de anumite persoane. V-a ieșit aici șoriceii, îi vedeți? Nu v-au ieșit multe imagini. Arată imediat, cam 2 săptămâni, un hoț. Nu lăsați lucruri de valoare nesupravegheate, bagaje dacă plecați pe undeva. Pentru că văd că este un hoț care urmărește să vă fure. Da. Aici a ieșit îngerul întors, înseamnă cam în 6 luni. Puterile cerești vă vor salva de la un pas greșit. O să luați decizia corectă, o să vă examinați posibilitățile, de ce aveți nevoie, de ce nu aveți nevoie și orice ar fi negativ, un înger o să vă va proteja acest înger. Deci un bine universal, sunteți protejați, bineînțeles. Aici văd o balanță, v-a ieșit, asta arată... O lună pe viață, deci pe viață este aceasta, arată că, în realitate, în fapt, binele va învinge răul tot timpul. Este o imagine foarte bună. Veți avea mai mult bine decât rău. Nu înseamnă că nu veți avea rău, dar mai mult bine. Și binele va fi mult mai puternic și va elimina răul care vine în calea dumneavoastră. V-a mai ieșit aici vulpea întoarsă. Iarăși într-o lună aveți grijă să nu aveți încredere în anumite persoane. În anumiți oameni, cineva la muncă, la serviciu, sunt persoane care vor să vă facă ceva, să aveți o pierdere. Nu spuneți informații, nu nimic la nimeni. Aveți grijă ce faceți în afacere dacă începeți de anumite pericole ascunse. Nu spuneți nimic mai mult decât este nevoie. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.